precedent, se vede foarte clar că această conductă de gaze a fost spartă de lucrătorii de la drumuri, cred. Echipele de intervenție au ajuns acolo, după cum vedeți și dumneavoastră, că imaginile sunt needitate. În momentul de față intrăm în direct prin telefon cu domnul colonel Șomlea. Bună ziua, dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Ne puteți spune dacă e vreun pericol în momentul de față pentru locuitorii din zonă? Foarte pe scurt o să spun ce s-a întâmplat. Se executau lucrări de construcție pe un șantier. Unul dintre excavatoare, în timp ce excava un șant, a rupt o conductă de gaze de milimetri. Ca urmare, gazul a fost aici cu foarte mare presiune. Ca măsură de siguranță am izolat toată zona, am evacuat piatra care se găsea în apropiere. La această dată a fost închisă una din vani, este închisă cea de-a doua vană de izolare, menținând că nu vor fi afectați niciun fel consumatorii din zonă, pentru că această conductă este conductă inelară. Cred că în 10-15 minute se va relua și circulația pe Vărul de Roman, care a fost oprită tot la măsură de precauție pentru a nu se întâmpla ceva. Așadar, dumneavoastră spuneți că pericolul a trecut. Nu. În principiu, da, pentru că nu s-au acumulat gaze niciuna din blocurile din zonă. A fost verificat de către cei de la EON Gaz și nu există concentrație de gaze niciuna din blocurile din zonă. Dar cum a reușit acela excavator să spargă țeava? Pur și simplu, am scris cupa în pământ și a... Dar el, angajații nu știau că acolo e o țeavă de gaze? La această dată încă suntem în intervenție. Nu vă pot spune altceva decât că o să facem cercetările de rigoare împreună cu cei în drept și o să aflăm exact ce s-a întâmplat. Atunci când în acea zonă se sapă o groapă, există și un necesar de aprobări? Deci există niște planuri pe care sunt trecute toate aceste construcții. Și fără că a fost o greșeală, nu o pot spune la această dată, pentru că încă suntem în intervenție și încă n-am făcut încă mai ales că văd acolo din imagine primite de noi că este o zonă cu foarte multe mașini. Deci acolo, dacă exploda ceva, ar fi fost un dezastru. Deci, doamne, în principiu, atunci când există așa ceva în aer liber, pericolul nu este chiar atât de mare pe cât se pare. Pentru că se disipează gazul în atmosferă și trebuie să fie într-un spațiu închis, în anumite concentrații, ca să existe pericol de explozie. Deci așa ceva nu există în aer liber. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, doamnelor și domnilor. Așadar, acolo, în zonă, pericolul aproape a trecut, iar echipele de la EON Gaz repară această țeavă fisurată. Ne întoarcem acum la subiectul nostru politic și vorbeam despre o declarație a domnului Crin Antonescu, un guvern PNL-PS.